salut! Facem și astăzi un personaj îndrăgit de mulți copii și de noi, cei mai mari. Începem cu nasul. Ia uitați, urmăriți-mă așa atent. Facem un suc, așa, sub formă de papuc. Apoi facem obrăjorii. Mergem cu o linie în partea aceasta. Mergem cu o altă linie în partea cealaltă. La fel, încercăm să facem și în partea opusă. Bine, dacă ați reușit, super. Acum încercăm să facem un zâmbet și gura în jos. Ia uitați, facem și limba în interior. Bun, și haideți să finalizăm așa aici sub vorbie. Așa, și facem și un obrăjor. Încoace și facem un obrăjor și în partea cealaltă. Bun. Și acum haideți să facem capul. Mergem așa cu parte rotundă. Bun, și ne oprim aici. Cum ce urmează să facem? În partea lipsă, aici punem urechile. Punem. Ia uitați. Așa. Și avem și aici urechile. La mare, așa. Super. Dacă m-ați urmărit, e super. Și acum facem căciula. În căciulă mare. Și ne oprim undeva aici ca să-i facem o bentiță așa capului. Aici va termina, va termina căciula noastră. Și mergem cu ea așa și aici o ridicăm puțin în sus. Ia uitați, super. Și acum haideți să facem ochii. De aici, de lângă obrăjor, mergem cu un oval. Așa. Și de lângă obrăjorul celălalt cu încă un oval. Așa. Și facem înăuntru pupilele. Super! Putem să lăsăm și aici o bucățică albă, așa, de reflexie. Bun! Și avea el așa două gene, așa, simpatice. Uitați! Și sprâncenele. Așa și... se bucură, se miră. Și facem ușor gâtul în jos. Avea o hăinuță pe el. Așa. Facem umerii. Super. Și năstura și putem să faceți cu negru în interiorul gurii să pară mai. Și iată, puteți să-l colorați liniștiți. Da? Îl avem pe, hai să zicem așa, mutulică din albă ca zăpada. Dacă v-a plăcut, vă rog, nu ezitați, dați un like și abonați-vă. Mulțumesc!